S-a născut la mare, dar trăiește la munte și mai presus de toate a fost și realizator TV. De mai bine de 20 de ani creează niște haine superbe care poartă o semnătură specială, balerina. Iar pentru asta o întâmpinăm cu mare căldură pe Dana Tănase, designer vestimentar. Bună dimineața, Dana! Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai venit la noi! Noi ne-am mai văzut pe Zoom la un moment dat și ne-ai promis că vii la noi în studio alături de noi și uite că ai venit și îți mulțumim tare mult! Da, hainele tale îți poartă amprenta, iar amprenta ta este această balerină. Frumoasă balerină. Superbă balerină. Și nu numai că îți poartă amprenta, dar au depășit granițele țării, pentru că tot vorbim astăzi despre... Ai amprentat peste, și Europa, da. Peste hotare, da. Ce te-a determinat să te îndrepți către piața asta internațională? Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă văd ochișorii și live. Cred că pe toți, la un moment dat, după atâția ani pe piața românească, până la urmă, cred că este visul oricărui designer să depășească granițele țării. Pentru asta muncim să fim văzuți. Bucuria artistului este fix aceasta. Mai mult decât partea financiară, pentru că, din păcate, un artist nu prea este structurat pe zona asta de business. Dorința noastră este să fim văzuți. Copiii noștri, arta noastră se circulă și eu chiar mi-am creat un hashtag care se numește Balerina Around the World și am spus că acest lucru se va întâmpla și încet, încet... Și uite că ai reușit. Da, 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 da. Unde? În Marrakesh ai fost? Acum da. De acolo vin, nu? Dar ce mă mutez de două săptămâni din Sevilla și din Marrakesh. Așa. În Sevilla, cred că dacă făceam... De fapt, îmi doresc foarte de tare și e o chestie pe care mi-am dorit-o de mică, știu, pare... Ceva foarte simplu. Îmi doresc să fac street art, adică asta înseamnă să mă așez pe băncuță ca toți artiștii care fac street art și să-mi pictez balerinele, pentru că vreau să fie văzute, da. Mă inspiră oamenii. Oamenii care vin și vorbesc cu tine, oamenii care vin și zâmbesc și spun wow, pe noi ne ajută. Validarea unui artist vine din acest wow pe care îl primez de la oameni. Aș fi putut face asta în Sevilla, era foarte frumos. Aveam și unde, dar n-am reușit, doar am pictat o dansatoare de flamenco pe roche și am făcut o fotografie. Însă după ce am ajuns în Marrakesh, acolo am fost invitată într-un magazin, într-un shop foarte frumos de acolo, tot un designer local, și am pictat balerine și a fost super. Ce frumos! Da. Păi, ai pe tine o cămașă superbă, ți-am admirat-o de cum ai intrat pe ușa studioului, i-am și spus, zic, doamne, cât de frumoasă este, știi cum... simplitatea asta, că practic nu e, e o cămașă din in, dar pictura îi dă o altă imagine. Eu sunt curios dacă această fotografie pe care o am eu pe laptop cu tine e din Sevilla sau din Marrakesh, pentru că mi se pare că ești într-un moment de creație chiar așa, la nivelul străzii, destul de aproape. Din Marrakesh. Din Marrakesh, da. Ok. Din Marrakesh. E relativ recentă, deci... Da, exact, 3 săptămâni. Exact. Doamne, am emoții numai când văd fotografia. Ce reacție aveau oamenii? Interesant, într-o țară unde baletul nu este tocmai ceva ce ei dezvoltă ca și cultură, dar fetițele din ziua de azi, majoritatea fetițelor, toate încearcă să facă balet și se visează balerine, este normal. Acest lucru s-a întâmplat și acolo. Chiar a venit de pe stradă o fetiță care chiar făcea balet. Și a venit și s-a uitat la mine cum pictam. Apoi am primit mesaje de la doamne din Maroc care mi-au spus că și-ar fi dorit să ajungă să mă vadă și că de-abia mă așteaptă să mă întorc, să vadă cum pictez și că mi-admiră arta. Deci cred că de fapt nu are legătură cu cultura țării, dacă este spre balet sau nu, ci pur și simplu oamenii pasionați de frumos și de artă, iubesc pictura și balerinele. Fetița din Marrakesh ne-a rugat efectiv să punem această fotografie pe ecran. Am primit mesajul chiar acum un minut. Vreau să te întreb, diferă reacțiile pe care le primești în afara țării față de cele de care ai parte în România? Da. Îmi pare rău că nu v-am trimis o fotografie. Am avut o conferință în Beirut acum 2 ani, pe zona cealaltă pe care mai colaborez eu. Și acolo erau oameni din... zona asta de Middle East, în fine, erau cred că niște iranieni, jurnaliști, doamnele îmbrăcate în abaya și cum sunt ele în portul lor, erau fascinați, erau chiar, o mare parte din ei jurnaliști, au venit și s-au fotografiat fiecare cu un tricou în mână și cu mine, pentru că erau foarte încântați de ceea ce făceam eu, chiar dacă ei nu ar fi purtat. Pentru că balerinele sunt poate mai goale, poate nu sunt acoperite din cauza culturii, dar ei
erau fascinați de ce făceam eu. Fascinați. Am simțit așa o emoție pe care de multe ori aici, nu că nu o simt, aici cred că ne-am obișnuit, eu cred că ne-am obișnuit cu artiștii da, în țara da, asta. Da, da, e posibil. Da. Nu știu dacă ne-am obișnuit, nu știu dacă ne-am obișnuit neapărat cu artiștii sau cu artiștii români sau ne-am creionat cum ar veni o reacție pe care o împingem așa, ca stas, ca standard atunci când întâmpinăm un artist român. Prin ce țări ai mai prezentat, ce mi-ai prezentat tu? Păi în Grecia am ținutele mele într-un magazin, este țara mea de suflet și chiar am creat o colecție atunci, specială pentru magazin, inspirată din din zeități, din portul lor, din drapajele acelea. Mulți designeri s-au inspirat din statuile grecești și din mitologia greacă și am pictat special pentru ei cu mult albastru, cu culoarea lor. Chiar colecția a fost inspirată de acolo și acum când m-am întors din Sevilla, am creat așa o idee, o să fac câteva tricouri inspirate din Sevilla, locurile în care călătoresc. Încerc să-mi îmbrac balerinele sau, în fine, aceste domnișoare în acele inspirate în culorile de acolo și uite ce simt acolo. Și asta ce da, este? Da, 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 da. Este o crochie cămașă, da, este numai, pentru și eu sunt îndrăgostită de ea. Cam atât de mult le iubesc. Deci văd că le fac în fiecare zi și am momente în care mi le agăț în casă pe am o lustră paianjen și mă trezesc dimineața și când cobor scările este... Îmi doresc să fie primul lucru pe care îl văd dimineața. Atât de multă iubire punem noi, artiștii, în ceea ce creăm. Și de asta așteptăm feedback-urile și de la noi din țară. Dar ce cred că se întâmplă la noi și ce văd vis-a-vis de comportamente? Am prieteni care fac artă și în afara țării, da? Care fac ceva similar sau sunt la nivelul meu. Urmăritorii lor sunt activi. Adică pe social media, în România, oamenii nu sunt atât de activi. Nu sunt atât de empatici. Dacă eu la o fotografie am, nu știu, 300 de vizualizări, un omolog de-al meu care este pe același nivel cu mine însă într-o țară străină, are 1500. Da, 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 da. Pentru că ei sunt foarte empatici și susțin oamenii, își iubesc oamenii, își iubesc artiștii. La noi este mai mult hate? Nu e de hate. Nu știu de ce. E pe să moară capra vecinului. Nu știu, nu e de hate. Ne e rușine oare să spunem că nu avem și gust pentru cultură? Și ne e rușine să ne exprimăm. Eu merg pe stradă în afară și oamenii vin și spun wow, ce rochie frumoasă ai. Nu mi se întâmplă foarte des în România. Sau aici mi se întâmplă pentru că deja mă știu oamenii. Pentru mine este că sunt de 21 de ani pe piață. Mi se întâmplă că da, tu ești Dana Tănase. Într-adevăr, am devenit un brand. Da, am muncit 20 de ani aici. În afara țării mi se spune fără să știe nimeni cine sunt. Dar ce te faci, nu? Dacă abia te apuci sau ai doar câțiva ani? Asta în cazul ăsta de nerecunoscut. Este foarte greu. Am în momentul acesta, eu am început acum 20 de ani când piața nu era plină. Pictez de 12 ani când încă oamenii nu pictau atât de mult pe haine. Am avut timp să construiesc o imagine și un brand. Norocul meu. Am muncit. Dar ce ne facem cu tinerii care vin acum? Ce mai pot ei construi? Poate că chiar tu ai educat oamenii în sensul ăsta, Dana? Am avut un moment în care am fost și trainer la o școală de privată de fashion și de mai multe chestii artistice în România. Și da, i-am ajutat foarte mult și ce mi-a plăcut să le dau cel mai mult din experiențele mele neplăcute. Mi-am dorit foarte tare să-i ajut să nu treacă prin ce am trecut eu în acești 20 de ani. Și, într-adevăr, i-am ghidat să plece de la început pe ideea să se promoveze și afară. Eu nu am vândut 20 de ani aici, eu am trăit 20 de ani aici, am vândut și în continuare vând. Și le mulțumesc oamenilor cu ocazia asta. Dar feedback-ul ăla este într-un fel de afară. Ți-a fost greu la început? Mie nu mi-a fost atât de greu. Nu mi-a fost atât de greu, pentru că la 23 de ani ai un dram de inconștiență și nu ți-e greu. Ești kamikaze și am fost kamikaze pe piața care nu era plină. Mi-ar fi greu acum. Veneai doar lucrat în televiziune. Am început să făcând haine la 23 de ani, apoi am avut marele noroc să ajung și în zona asta de media și mi-a plăcut enorm, care m-a ajutat și să cresc și să mă marketez corect și să fiu văzută. S-a mixat bine, a fost cumva un dar. În televiziune? Minunată. Minunată. Pentru că tu ai prezentat o emisiune care tot avea legătură cu zona de fashion, da. Cu zona de fashion, da. Da. Minunată a fost. Am avut noroc să lucrez cu oameni superbi. Mm-hmm. Și acum, mi-e drag de oamenii aceia, vreau să-i revăd. Am avut o echipă minunată, a fost ca o familie, eram fericită acolo. Am construit ceva, am educat public. Noi am educat public în acea emisiune. Oamenii și acum își amintesc cum mă îmbrăcam eu în emisiune și se îmbracă încă. Știi că tu ai spus prima dată că se por cizme de cauciuc și uite, m-am îmbrăcat ca tine. Noi deci nu mai totul pare educație. De dată recentă, da? din ce discutăm noi acum. Sunt mulți ani. Mulți ani, doar că, nu, la nivel macro mă refer. Da, la nivel, exact. La nivel macro mi se pare totul de dată recentă. Și dată recentă pentru mine înseamnă și ultimii 10 ani. Exact, ultimii 10 ani. Da.
când oamenii acum 10 ani încă mai își doreau să învețe lucruri, nu își doreau să vadă în televiziune altceva. Exact. Eu pentru ce sunt? De fapt sunt artist, eu vreau să fiu văzută ca artist. Eu așa vreau să fiu văzută, așa vreau să fiu invitată la emisiune, cum ați invitat voi. Dar se pare că trendul nu mai e acesta. Trebuie să faci ceva suplimentar, nu știu, ceva să fii văzut. Să vorbim și cu omul Dan Atanasie. Eu sunt din Galați și m-am mutat în București. Ea e din Brăila, stabilită în București. Tu din Constanța, stabilită în Brașov. E, uite, am ajuns așa, fără să-mi dau seama între munți. Am ajuns să iubesc munții, am ajuns acolo, cumva într-o circunstanță personală. A fost foarte fain că am cunoscut o lume frumoasă. Brașovenii sunt niște oameni extraordinari. Da. Ce sunt noroc de orașul ăla. Da, să știi, și vă invit, vă aștept la mine cu drag. Am o casă cu suflet. Vin toți oamenii și nu mai pleacă. Sunt convinsă, așa ca tine. Că și tu ești o sufletistă. Deci de când ai intrat pe ușa studioului, e numai suflet toată. Da, n-ai cum fără pasiune. Da. N-ai cum. Pentru că te îmbie strada la creație, dacă pe o cămașă de-a ta am observat o balerină care coboară pe stradă, pe o sfoară, ar fi făcută pe strada sfării, probabil. E, vezi? Why not? Da. Deci dacă să ne inspire și Brașovul. Da. Da. Deci trăiești în Brașov de câți ani? 16, cred că, anul acesta. 16 ani. Nu și mai știu cum să mă prezint. Sunt brașoveancă, sunt constanțeancă. Când am merg în Grecia, spun, am ajuns acasă. Adică eu sunt de peste tot. Cred că am o putere de adaptare și sunt de peste tot. Nu pot să spun că aparțin unui loc. Îți plac dulciurile? Da. Cum începea o zi de-a ta în Marrakeș, plecând așa de la... Oh, Doamne, ce frumos a fost și n-am stat mult, recomand oricui, este așa o țară frumoasă și plină de culoare și niște oameni atât de frumoși și de simpli și de buni, foarte mult mi-a plăcut. Apoi eram foarte grăbită, că îmi doream să ajung cât mai repede între ei acolo, în piață, în Medina, să-i văd, să-mi beau cafeaua în mână și să mă plimb și să mă uit la toate lucrurile atârnate de toate standurile acelea, de toate, în fine, și negocierea aia și e ceva... E altă lume. Da. Atmosfera aia este de stradă. Da. Așa începea, cât mai repede, că sunt foarte matinală, mă trezesc fără ceas la 6 dimineața, deși acolo sunt 2 ore diferență. Da, fără ceas la 6 dimineața, așa sunt. Cum ai reușit? Ce matinală ești? Așa sunt, da. Ceasul pentru biologic că, ți s-a setat în așa. Da, pentru că lucrez mult mai bine dimineața, trebuie liniște și pentru că mereu am avut liniște dimineața. Așa, și-am fost și singură, am putut să-mi gestionez. Intrăm în rubrica ta, bietul artistului. Cafea pe stomacul gol? Da, apă? Din păcate. Știu ce înseamnă. Hai să bem niște apă. să mai diluăm puțin. Exact așa am început și noi astăzi. Da, am nu știu, cred că e rețeta cu care îmi pot începe fiecare musai. Dimineață. La mod, chiar e musai, am ajuns să cred că e musai. Da, nu știu cum să... Trebuie neapărat să ne reglăm acest cafea pe stomacul gol. Da, este, pentru că nu e neapărat un obicei sănătos. Macină în gol pe pereții stomacului, dar atât de gustoasă e, parcă e... Tai puțin din aroma, am senzația. Păi ați reușit să schimbați? Nu prea. De ani de zile nu prea reușesc să schimb tabietul ăsta, dar am crezut că... Da. Măcar 3 migdale să ținem. Da, exact, măcar 3 migdale. Nu, dar în ultima oră de matinal, de la 9 la 10, mi se face o foame de lup. Că aș mânca o balerină întreagă. Ca să eu zic înțeleg. Așa mă apucă și pe mine... Da. Dar e bine să rezistăm până în 12, deși cafeaua asta, dacă n-am bea cafea, am putea rezista. Cafeaua asta cere neapărat un supliment. Nu am reușit. Deci cum ajung, nu știu și voi, cred că direct la expresor. Nu știu, cobor scările, îmi privesc balerina și direct la expresor. Și știu, sentimentul de vinovăție există. Există, da. Și aceasta este o dependență și în general dependențele au și ele o cauză. Va trebui să vedem care e, să o tratăm. Eu vreau să ne povestești un pic despre tehnica prin care tu pictezi. Ne vom folosi de 3 fotografii pentru că suntem curioși dacă putem prin aceste 3 fotografii practic să trecem prin cei 3 pași. Aici ar fi vorba de creion sau nu neapărat poate, nu cred că... Cretă. Bă, și voiam să zic cretă. Avem în spate creta și mă gândeam că cretă pe un tricou sau un material textil negru. Dacă negru dau zoom bine, ca să se și distingă, negru, este forma unei balerine. Câtă grație, Doamne! Doamne, câtă eleganță! Chiar și dar puțină senzualitate. Corect. Absolut nimic, aș spune, fără niciun fel de reținere. Da. Și când mă mai întreb și așa, adică e o pedeapsă care coboară asupra unui bărbat dacă își permite să zică altceva. Bun, și acum, spune-mi, te rog frumos, trecem în stadiul 2 cu această fotografie? Da, exact. Oh, ok. De asta durează foarte mult, pentru că, în general, culorile închise au nevoie de o bază.
Ieri chiar am fost în vizită într-un atelier care face print pe piele și mi-au spus, știi, noi nu imprimăm negru. Și zic, da, știu, pentru că atunci când lucrezi pe culori închise, ai nevoie de bază, baza fiind albul. Albul care este extrem de important, calitatea albului, calitatea vopselei, foarte importantă. E musai să testezi, nu avem pe piață cele mai bune vopseluri. Nu avem. Le avem, dar nu sunt acelea. Mie mi-este greu acum, chiar din Grecia îmi cumpăr vopseaua, pentru că, din păcate, importatorul meu nu mai s-a hotărât să nu mai importe vopseaua mea în România. Deci nu este atât de simplu pe cât pare. Facem baza de alb și peste baza de alb, până se usucă, începem să lucrăm pe zona de umbre, pe culoarea pielii, pe tehnica pe care am învățat-o în școli și pe care am experimentat-o. De ce până se usucă? Pentru că culorile au nevoie să fie umede ca să se mixeze corect și să poți să dai acele umbre și hașururi corecte. Am Când înțeles. Se usucă, nu mai este la fel. Pentru că tu vii cu nudul pe ceva și nu se mai structurează la fel. Nu mai sunt efectele acestea. Umbre. Dacă ai aștepta să se usuce după care ai venit și ai completat, ok. Exact. Și să ajungem forma ei finală care arată cumva așa, bănuim. Exact. Păi când încep treaba o și termin. Adică dacă n-ai 3 ore, nu te apuci de ea. Cât durează? Pe negru cam 3. 2, 3. Bine, la mine acum în timp s-a mai format mâna și... Dar se simte diferența când stau 3 ore. Se simte diferența în detalii. Și atunci prefer, că de asta am și spus că de acum înainte îmi doresc să nu lucrez atât de mult, ci să pun toată pasiunea mea în fiecare balerină, pentru că se vede diferența. Când stau 3 ore... Lucrurile arată așa cum doresc eu. Îți spun serios, mă uit la gamba piciorului drept și aproape că nu-mi vine să cred cum ai reușit să redai cum ar veni, cam cum se vede piciorul în momentul în care e ridicat, adică atâtea detalii. Da. Știi că ajută și țesătura foarte mult, de multe ori? Ah, ok. Dacă te ajută sau nu să redai respectivele detalii. Ajută țesătura, e foarte important pe ce pictezi, pentru că mă mai sună oameni și spun... Știu, am un tricou, nu vrei să mi-l pictez? Și dar crezi că materialul e recomandat pentru? Ok. Adică lăsați-mă să vi-l fac eu. Am înțeles. Eu știu pe ce pictez, eu știu de unde mi-aduc țesătura, eu știu de ce are nevoie acea vopsea cu... De asta folosesc o vopsea și un bumbac. De asta efectele acestea, pentru că eu am nevoie de o anumită țesătură ca să pot să scot ce e acolo. Și în timp, cumva, de asta am spus că nu este vorba doar despre a picta pe haine. Este care despre un concept creat. Eu am creat conceptul, adică haina plus pictura. Eu creez haina și apoi pictura. Care sunt țesăturile pe care pictezi? În bumbac și mătase. Mm-hmm. Le mătase e greu. Da. Alunecă. Alunecă, da, corect. Dar nu are importanță. Noi nu ne plângem că e greu. Artiștii nu se plâng. Nu există greu pentru un artist. Care a fost cea mai complexă, să spun așa, pe care ai făcut-o, pictură pe care ai făcut-o pe haină? Am început de ceva vreme să le fac foarte mari și am niște rochii lungi și negre până în pământ și nu mai opresc, mai am puțin și o să fac în mărime naturală. E mai câteodată. Exact, perfect. Câteodată le fac foarte mari. E, acolo lucrez, dar nu-ți pasă. Cum a fost și cea de pe cămașă. Ce-ți pasă? Tu ești acolo în lumea ta. Din ce materiale rochia? Bumbac, culmea. Dar este acea rochie pe care tu o poți purta oriunde, de la nuntă, la botez, pe stradă, cu șlap, cu rucsac în spate, cu plic, cu mărgele, cu sandale, cu cristale, absolut orice. Uitându-mă la culoarea părului balerinei în aproape toate creațiile de până acum, aș vrea să te întreb, de fapt ești tu, Dana? Eu. Nu, să știi că n-am vrut să fiu eu, m-au identificat alții ca și tine, n-am realizat, dar fetița care n-a reușit să fie balerină, că n-a reușit, s-a îmbolnăvit. Părinții au retras-o, care încă are în inimă baletul și ar vrea să fie balerină, cred că este acea balerină. În ce vârstă ți-ai pus prima dată acele poante? Le-am reușit, cred că puțin, așa, pe la 10 ani. Puțin, că nu m-aș da performanța să dansez pe poante. Am început la 6, la 10, până la 10 am reușit să fac cât de cât un pic de performanță. Apoi m-au retras părinții, m-au îmbolnăvit de, nu mai știu, hepatită, adică ceva... Ceva ușor, dar pentru un părinte ceva greu, pentru că ei au identificat că este pe fond de stres. Așa e, și copiii sunt stresați. Și m-au retras de la balet, am încetat vreo câțiva ani, apoi m-am înscris din nou la dans modern prin liceu, că n-am putut stres fără dans. Și apoi am revenit la balet la 23 de ani, dar de hobby, cu o balerină, Betty Lux o cheamă, este balerină în Constanța, a fost directora Teatrului Oleg Danovski, nici nu mai știu acum dacă mai este un...
o zeiță pentru mine, că mă inspira. Și de fapt, ce am văzut eu acolo? Eu am studiat-o pe ea la repetiții și am văzut mișcarea și încet, încet am început să și pictez. Pentru că, de fapt, acolo am devenit o balerină pe ceea ce pictez. Da, practic, asta se, te descarci cumva în picturile tale, pictând pe materialul acesta balerină. Nu există o binecuvântare mai mare decât cea să poți să îți redai emoția prin artă, că tu ai terapia făcută. Corect. Așa te trezești tu dimineața, pe imaginea asta? Exact, ce vă ziceam. Exact așa. La mine, în living, unde e plin de tablouri, nu cred că aș putea să mă trezesc altfel. Nici știu. Adică, cumva, eu sunt... eu ar trebui să fiu luată la pachet cu pensule, cu imaginea asta. Dacă cineva vrea să mă iubească, trebuie să mă ia cu tot cu pensule. Ce frumos a zis. Nu ai cum altfel. Mi se spunea pe vremuri că Dana este ca, mai țineți minte voi, că sunteți femeia cu butucul din Twin Peaks. Ea o să vină tot timpul cu... Așa mă plimb. Eu nu plec din țară fără cutia cu culori. Nu, mă, dar tu vii cu o zestre. Da, nu da, vii da. Cu... Pare că... E ușor, nu discutăm despre asta, intrăm în alt subiect. Pare că ai totul în căpușorul tău, adică ai acolo așa un bagaj de informații pe care l-o scoți de fiecare dată când i-ai atins punctul maxim al creativității. Dar vreau să te întreb un lucru și am să mă folosesc de un zoom pe următoarea poză. De câte ori cânti la chitară? A rămas în casa mea. Am cumpărat-o cuiva și ce să vezi, a rămas la mine și... Am înțeles. Eu am desenat. Nu. Eu am un instrument pe care îl iubesc și mi se pare, cred că mă caracterizează, că toată lumea îmi spune întrebări de astea, ce dacă ai fi animal, ce ai vrea să fii? Nu mai am putut să răspund că aș vrea să fiu oaie, în fine, n-are importanță. De ce oaie? Păi zic, nu știu, am crescut cu ele, bunicul, am avut oi, l-am iubit, l-am păpat pe gură. Pe mine mă și cheamă ciobanul încântat. Și dacă ai vrea să fii un instrument, mereu am spus violoncel. Ok. Mm-hmm, pentru că sunetul e mult mai grav, dar totuși mi se pare foarte senzual ca instrument. Da. Și am desenat și îmi place foarte tare și n-am mai desenat femei care cântă la violoncel. Nu pot să spun de ce. Mi se pare atât de senzual să văd o femeie cântând la violoncel. Chitara... Da, în fine, când eram ce părere ai de contrabas? Asta voia să te întreba. Ce să zic? Un ecou a venit ceva, dar a venit prea pe ideea mea și m-am ofticat. Da, fain și contrabasul. Bum, 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 bum. Mi se pare că contrabasul și violoncelul fac un cuplu frumos. Da. Adică dacă mă întrebi o femeie care cântă la violoncel cu un bărbat care cântă la contrabas, în capul meu e deja o imagine de... Corect. Da. La mijloc un pian și noi în primul rând. Bun. Ai putea să te stabilești într-o altă țară? Crezi că te-ai simțit bine? Da. Oamă, cu câtă certitudine ai răspuns. Cred că Spania sau Grecia sunt primele. Ce aveți voi acolo în spate, nu? Da. Mai suntem pe același gusturi, același... Aia, acolo e. Da, intenționez așa să fac o mică mișcare, pentru că, cum e, we only live once, aș vrea să văd cum e. Să trăiești într-o zonă mediteraneană. Aș încerca Grecia, e în intenția mea. Cumva să fie împărțită viața mea, pentru că îmi place ce fac acum. Mi-am creat o comunitate, eu mai am un job, iubesc foarte mult oamenii din echipă, dar e foarte simplu să fac... sunt și consultant financiar. Dar nu vine... Are în spate un background, că eu în paralel cu artele am făcut finanțe. Ah, ok. Da, sunt și un pic finanțist. Dar se completează. Pentru că pe business n-am fost... Cumva, da, eu am spus mereu că n-am fost foarte bună pe business. Și cineva s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, dar cine a ținut un business 20 de ani? Zic, da, eu. Cu bune și cu rele, cu crize, cu pandemii, cu l-am ținut. Ok, nu sunt bună pe business, dar totuși un business a fost ținut de mine. A fost artistul care a reușit să supraviețuiască pe o piață grea. Înseamnă că totuși am fost om de business, cumva. Totuși chiar ai fost și ai fost bună. Păi 20 de ani, da. Și această afirmație a fost acel declic de care ai avut nevoie să-ți dai seama că te poți îndrepta din nou către această zonă. Exact. Mai ales că aveți și pregătirea. Și este despre oameni. Orice faci cu și despre oameni este foarte fain. Orice. Ai integrat cumva balerina într-un costum popular? Da, am integrat. Ce păcat că nu mai am fotografii. Dar și dacă le găsim noi, ce, nu le putem arăta? Glumesc. Dar trebuie să scrolezi puternic. Mi-aduc aminte și vă spun și când. Am fost invitată la o petrecere organizată de o revistă din România, unde era despre, exact, era cred că de ziua ei, și mi-am făcut o fotă din piele.
peste un costum popular, pictată cu balerină, față, spate, balerină. Aveam o ie superbă, cu o fustă superbă, peste care am pus o fotă pictată. E foarte veche fotografia. Foarte veche și foarte vechi momentul. Sunt convinsă că a fost ceva wow așa. Încă o am și încă o port. A fost wow pentru că după aceea am împrumutat-o cuiva care a fost la ceva eveniment la Casa Regală și chiar apropo de colaborarea mea nici nu exista atunci. Știu că chiar majestatea sa a întrebat-o pe, sau i-a spus doamnei, i-a apreciat fota și costumul stilizat popular. Ai colaborat cu Casa Regală. Nu, că colaborez, da. Aici avem și o poză cu majestatea sa, alteța sa Margareta. Da. O doamnă extrem de diplomată și elegantă. Aici la ce eveniment vă regăseați? Cred că acum pe 10 mai, când s-a făcut petrecerea la palat, s-a organizat petrecerea, Garden Party-ul, care se organizează de Ziua Regalității. Și da, a fost foarte frumos. Chiar sunt onorată cumva că am cunoscut după 20 de ani de carieră așa un om frumos, așa o doamnă. M-am mereu emoții și chiar a fost foarte frumos și va fi în continuare, pentru că am înțeles... Din ceea ce mi-a spus atunci, este o colaborare foarte frumoasă, îmi place ce faceți pentru mine și vom continua. De câți ani colaborați? Nu de mult, avem un an, dar a fost așa frumos, cred că a fost chimie. Eu cred foarte mult în asta. Cred că noi putem lucra mult mai frumos dacă se creează, cum v-am simțit pe voi când am intrat, dacă se creează bondul ăla. Da, corect. Și s-a creat acolo, okay. Chiar s-a creat. Deci eu m-am îndrăgostit de tricoul acesta. Tricou e? Tricou, da? Da. Superb. E în București acum tricoul. A plecat. Unul a fost. Am momente în care există doar un singur tricou. Așa. Da, oricum, bine, oricum sunt, că sunt pictate manual. Exact, da. Oricum sunt unicate. Ai o culoare preferată? Da, îmi place albastru. Verdele. albastru. Albastru? Albastru. Așa, albastru. Îmi place albastru, că m-am mutat în Grecia, nu? Dacă nu mi-ar plăcea albastru, nu m-aș mutea în Grecia. Nu, îmi place albastru, e fain. Blue ăsta și baby blue ăsta. Stă foarte bine, asta mă dacă stă foarte bine culoarea părului, culoarea ochilor. Pentru că roșcată, da. Mm-hmm. Este, într-adevăr. Dar verdele, uite, albastru și mai îmi place galbenul, pentru că e pentru mine soare. De ce galben, m-au întrebat? Am avut pereții galbeni în atelier, acasă am galben, pentru că soare, lumină, viață, verdele e viață, din câte știu. Da. Dacă ar fi să-i atribuie României o culoare, care ar fi aceea? Ah, noi suntem așa un mix. Dacă mă gândesc la pasiunea asta cu care facem politică și cu care ne înfoiem, mi-a zice roșu. Roșu. Dar nu, dau la Spaniei. Să ne luăm noi alta, zic. Nu știu ce să spun. Dacă ar fi să aleg din drapel, dintre cele trei, cred că albastru. Da, albastru, în mod categoric. Vreau să te întreb, balerinele le observăm în diferite ipostaze. Da. Replică efectiv o mișcare dintr-un dans? Da. Depinde. Sunt atâtea mișcări. Prima mea colecție s-a numit Piqué. Și este o mișcare de balet. Piqué? Da. Am fost cu Shakira de curând și... Dar ea are mișcări de balerină. Nu mai vrea să știi. Deci de câte ori ies din țară, mai ales în țări, din acestea, cum a fost Marrakeșul, de când sunt mică, toți mă strigă pe stradă, Shakira. Da, asta vreau să spun și eu. Ai și un păr super, nu te supăra pe noi, dar nu puteam să nu remarcăm asta. E deja brand la mine, cred că trebuie să-l țin, nu știu să fac să-l țin. Iar culoarea. Cu adevărat specială. Și mi se pare că nu prea o mai întâlnești la femei în ziua de azi. N-au curaj. Brunet și blond m-am săturat. Șaten într-una. Dar așa? E greu să porți culoarea asta. Trebuie să fie, să vină cu atitudine. E important. Sigur, dar culoarea părului lui Mircea îți place. Luciu și străluciu. Doamne, tu stai seama câte economie. Și acum și invers. Dar tu stai seama, Mircea, câtă economie faci tu. Ia treabă-ne pe noi prin ce trece. Ca să nu mai spună orele. Între 5 și 10 minute, așa este. Da, e ceva... Și am învățat chiar zilele trecute că este o îngrijire în 4 pași, dacă nu mă înșel, sau 5 pași, nu? Parcă. Mai întâi ceva aplicat la rădăcină, dar nu mă interesează, eu mă pierd în genul ăsta detalii, revenim la... Ești cel mai fericit, așa? Da, e bine, crede-mă. Și noi avem atâtea emoții. Aseară chiar mă gândeam, Doamne, salon, ce salon la ora asta. Nu vrei să știi câte ore, ceva... Da, pentru că e foarte greu, că și eu la fel ca și tine, eu am părul la fel de creț cum îl ai tu. Serios? Da, eu sunt creață.
Și, dacă și eu când te văd creață? Păi ea, asta am spus când și eu, vii, da. La emisiune promit că voi fi creață. Nu-i place, zice că nu-i place. Pentru că cererea este foarte mare să fiu creață, dar mie nu-mi place, nu mă simt eu. Nu mă simt eu ce să fac. Și de cele mai multe ori când nu am timp să merg la salon, dau cu spumă de păr creț, pusul cu difuzorul și aia e. Ia tot la capul, dar... Dar ea imaginează-ți tu că pe noi ne lasă... Într-un fel, și asta înseamnă că asta ni se potrivește, știi? Că noi suntem creați într-un fel. Da, da. Ok, că facem mii schimbări, dar știi, ideea aia creatorului, apropo de ce fac și eu, ar fi fain să o respectăm. Că am venit într-un fel aici. Uite, îți promit că data viitoare... Și e și frumoasă, îmi dau seama mă arăt supărul la creț. Amândouă crețe. Nu pot altfel. Mi-l mai îndrept din când în când, identitatea mea e asta, un pic wild, un pic ciufulită Shakira, vezi? Și fără piche, mulțumesc. Acum 2 ani am urcat pe o scenă în comunitatea asta în care lucrez eu și toate evenimentele noastre sunt prezentate de Pavel Bartoș. La mine era primul moment în care am urcat pe scenă. Bineînțeles, Pavel Bartoș, prin Pavel. Și această Shakira a acestei companii, zic, Doamne, ia. Și el drăguț îți zice, păcat că nu-l avem și pe piche. Și eu spun, mulțumesc, dar nu mă interesează genul acesta de bărbați. Mulțumesc, pot și singură, nu am nevoie de piche. Okay. Da, așa că, da. Da. Cum e lucru cu oamenii? Cel mai fain, dar și greu. V-am zis, cred că și cel mai dificil, nu? Ia, gândiți-vă voi, începe rochia de mireasă. Și începe rochia de mireasă, bine, cu emoții și întrebări. O să iasă bine? Dar să-mi stea bine așa? Ai pictat balerina pe rochie, vreo rochie de mireasă? Da. Să știi că intenționez să fac acea rochie de mireasă pe care mi-o imaginez. Eu nu m-am dus pe nișa aceasta. Eu m-am dus pe rochiele de mireasă. Pentru mine a fost ceva special, n-am vrut să fac orice tip de rochie de mireasă, dar e o nișă foarte bună, e o nișă care merge pe piață. Nu m-am ghidat niciodată după acest aspect. La mine niciodată nu m-am gândit oare ce merge, m-am gândit oare ce îmi place mie să fac. Și am supraviețuit 21 de ani, am 21 de ani acum. Dar, da, am pictat pe rochia de mireasă prietenei mele care este balerină. Da. Și cum era? Era rochie de prințesă? Nu. Era rochie sirenă? Era o rochie sirenă, da. Da? Am pictat și pe rochii de prințese, dar la ea a fost ceva wow. Pentru că, practic, am pictat-o pe ea. Și a fost foarte emoționat. Nici n-a știut. Nici n-a știut ce rochie îi voi face. N-a știut. A lăsat-o pe mâna mea. Wow. Da. Super frumos. Chiar că e curajoasă și voi cele mai bune prietene, că altfel nu-mi imaginez că ar fi făcut pasul ăsta. O colaborare prea faină ca să nu ai încredere. Adică a fost așa de multă emoție între noi și Nicoleta mi-a... fotografiat, a fost modelul meu în cele mai multe ipostaze. Mi-a plăcut mult să fac fotografii cu balerine. Și atunci, când e această legătură, apropo de chimie, cum să nu dai încredere? Eu cred în treaba asta. Te duci la specialist, îl lași pe el. Corect. Și sunt de acord. Dacă i-ai dat un vot de încredere, bine, nu 100% e normal să vii cu ideile tale. Dacă i-ai dat un vot de încredere, lasă-l să se manifeste. E asta, nu? Dezamăgirea pe care ți-au provocat-o românii cel mai adesea. Da. Faptul că tot aveau ceva de întrebat, poate ceva de comentat, poate... E sindromul specialistului, îl avem noi. Că merg pe două zone acum, vorbesc și despre zona de financiar. Okay, românii știu că foarte bine și părerea, investiții, clar. Românii știu foarte bine și fashion, românii știu foarte bine și medicină. Noi o avem pe asta. În loc să ne lăsăm, nu e mai ușor să te lași așa pe mâna celălalt. Mie așa îmi place să nu mă gândesc la nimic. Da, nu, și eu la fel sunt. Și apropo că am vorbit noi mai devreme de păr și așa mai departe, eu când merg la salon și știu că mă duc la un salon care e ok mă pot baza, atunci mă las pe mâna stilistului. Așa și la tine, nu? Vin la tine și așa cum sunt eu, uite, asta sunt ce mi se potrivește, că tu ai ochiul format, e altceva. Tu pictez și pe haine de copii. Ah, da, este următoarea mea colecție în toamnă. Da? Atunci când nu ai copii, știi cum e când nu ai copii, vrei să faci haine pentru copii și în portofoliu dincolo am cei mai mulți copii sau sunt nebunită să mă duc pe zona de copii. Nu e o bucurie mai mare decât aceea, acea puritate. Am două colecții am semnat pentru o fabrică din Deva și am făcut prezentări și a fost foarte frumos. Acea inocență și puritate este dincolo de orice. De fapt, te încarci cu iubirea pe care ți-o dau ei. În toamnă, acolo este focusul meu. Pe mini balerina s-a numit colecția. A fost foarte fain și o să o iau din toamnă. Abia aștept. Pentru că cu această colecție, apropo de plecarea mea din țară, există ceva mai safe decât zona de copii, oriunde te duce,
Nu. Nu. Corect, așa. La copii, într-adevăr, nu dai greș. Și cred că vor fi din ce în ce mai multe fetițe atrase de balet, pentru că eu am observat ce s-a întâmplat cu nepoțica mea, care acum a migrat spre gimnastică, dar a înnebunit întreaga familie când a început să facă mișcări de balet în casă. Și n-avea decât 4 ani și jumătate. Faptul că singură se ducea spre perete cu acest obicei de a se prinde la colț și a încercat să-și ridice picioarele, pe noi ne-a făcut să ne punem mari semne de întrebare, după care am descoperit că pe tabletă, pe YouTube, era numai balet. Drăguța, da. Da, e ciudat tare de tot, pentru că nu știm cum a venit, sub ce formă a venit. Și nu e ca și cum ați ajutat-o voi. Deloc, absolut deloc. Absolut deloc. Da, și pe mine m-a ajutat baletul, mi-a salvat practic postura și mers. Eu am avut un accident în copilărie și piciorușele mele erau defazate puțin, drept pentru care am și rămas cu o displazie de șold. Și baletul, tot datorită acestor mișcări, m-au ajutat să-mi îndrept și le-am ajutat la postură. Eu consider că orice fetiță ar trebui și recomand mămicilor să le lase, să nu le mai aud, că poate sunt grăsuțe sau ce să caute ea la balet. Nu ducem copilul la balet pentru a face performanță. Foarte puțin copii ajung să facă performanță. Îi ducem să devină feminine, să-și dezvolte oarecum iubirea pentru această formă de artă. Și pentru postură. Să-și aprecieze corpul. Exact. Din păcate am ajuns la final, ne apropiem repede de finalul matinalului pe roți. Îți mulțumim tare mult, Dana, și te mai așteptăm la noi, să știi. La noi. Ce fain a fost, vă mulțumesc. Chiar mulțumim și noi tare mult. În această seară la ora 20, Sens Național cu Sorin Mana, iar la ora 22, Astrologica cu Alina și Diana. Așa că vă mulțumim tare mult că ați fost și în această dimineață alături de noi, de mine, de Cătălina și acum la final și de Dana Tănase, un artist extraordinar. De creativ, îi mulțumim mult tare de tot că a fost alături de noi. Pe dumneavoastră vă invităm mâine de la 7 la 10 să fiți alături de noi. Vă pupăm, vă dorim o zi plăcută și cu spor. La revedere! Zi frumoasă, pa, pa. Și hai România! Corect!